Da, bine v-am regăsit, dragi iubitori ai fotbalului. Vă spune Alin Peptan, care prin intermediul postului Accent TV vă invită să urmăriți de această dată în premieră barajul pentru promovare în Liga 1 dintre campioanele Gorjului și a județului Mehedinți. Se întâlnesc astăzi în manșa retur a barajului, spuneam, de promovare în Liga 3, Gilortu, Târgu Cărbunești și Sece Strehaia. Pentru cei care nu știu rezultatul tur, a fost 2-1 pentru formația mehedințeană. Așadar, un handicap de un gol de recuperat pentru formația gorjeană, care totuși are un avantajul de a fi marcat în deplasare. Așadar, un 1-0 aici la Cărbunești ar asigura practic promovarea formației gorjene. Să trecem însă foarte repede în revistă cele două echipe, având în vedere că a mai rămas foarte puțin timp până la debutul acestei partide destul de importante pentru fotbalul gorjean. Începem, bineînțeles, cu echipa oaspete, formația din Strehaia, care a trimis în trebuturi pe Cosmin Noană, jucător de câmp cu numărul 95, Stelian Mocârcioiu, numărul 4, Cristi Gomoi, numărul 41, Ionuț Tiribenta, numărul 99, Costinel Șotea, numărul 30, Gheorghe Simulescu, numărul 66, Andrei Mătușoiu, care este de altfel și capitanul echipei, numărul 81, Valeriu Topală, numărul 5, Alex Balac, numărul 7, Costel Pontu, numărul 9, Andrei Enea. Pe banca de rezerve au poposit următorii jucători: Flavius Dinicică, cu numărul 12, cu numărul 91, Gabriel Istodan, numărul 16, Ionuț Vârșoc, numărul 2, Ion Tița și numărul 27, Ovidiu Ibinceanu. Antrenorul formației oaspete din această după-amiază este Mircea Danciu, iar delegatul echipei este Daniel Stanciu. Pentru formația gazdă de astăzi, Gilortu Târgu Cărbunești, avem următoarea formulă de joc. Cu numărul 95 în trebuturi, Eduard Novabilski, numărul 4, jucător de câmp, Alex Buzurin, numărul 6, Bogdan Dolcescu, numărul 22, Radu Dăianu, numărul 5, Cătălin Cocioabă, numărul 8, Alex Avramescu, care este de altfel și capitanul echipei, numărul 13, Monel Cârstoiu, numărul 7, Darius Almăjanu, numărul 17, Denis Dumitru, numărul 15, Adrian Codin și numărul 98, Andrei Mediță. Pe banca de rezerve se află următorii jucători: Andrei Velișcoiu, Florin Popete, Nicușor Manole, Nacis Grosu și Andrei Mihailescu. Tehnicianul formației gazdă de astăzi, Gilortu Târgu Cărbunești, este Octavian Iordache, iar delegatul echipei este Vasile Poșircă. Pentru această partidă deosebit de importantă, care se desfășoară în această după-amiază aici la Cărbunești și care va stabili promovata în Liga 3-a, a fost delegat o brigadă de arbitri alcătuită din Cătălin Buș la centru, arbitru din Vâlcea, din arbitru de Liga 1, de altfel. La cele două tușe se află Lucian Tănase din Pitești și Răzvan Tudor din Craiova. Observatorul de joc este Teodor Biriș, iar observatorul de arbitri este fostul arbitru, de fapt, Aron Huzu. Reamintim că manșa tur s-a încheiat cu victoria celor din Strehaia, scor 2-1. Pe final de meci, formația mehedințeană a reușit cu ghilimele de rigoare să-și marcheze un autogol și altfel să relanseze practic lupta la promovare. Aici la Cărbunești constatăm o prezență destul de numeroasă a publicului. Au venit cu trei autocare și suporteri de la Strehaia, prezenți și ei număr de circa 200, iar restul de 600 de spectatori este asigurat de formația gazdă, care afișează deja un steag ceva mai mare pentru a lua fața oaspeților, cu ghilimele de rigoare. Să vedem însă ce se va întâmpla în terenul de joc, pentru că se anunță o partidă destul de interesantă.
Așadar, cam 800 de spectatori apreciez eu pentru această partidă. Dintr-un moment în altul vom asista la debutul partidei. Formația oaspete, astăzi Strehaia va avea lovitura de începere în echipament negru, iar formația gazdă, Gilotul Târgu Bunești, evoluează în echipament alb-albastru. Așteptăm așadar startul acestei partide. O partidă care va stabili, reamintim, promovată în Liga a 3-a, între campioanele județului Gorj și al Mehedințului. Două formații care au avut parte de o luptă destul de echilibrată, destul de grea, aș spune eu, la promovare, la ajunge la acest baraj în campionatul Liga 4 din cele două județe. Abia în ultimele etape s-a stabilit practic câștigătoarele Ligii a 4-a. Iată, face și ceva spectacol galeria gazdă a formației Gilortul, destul de inimoasă. E bine că totuși am scăpat și de căldură, o vreme destul de bună pentru fotbal aici, adie chiar și vântul, așadar condiții optime de joc, gazonul se prezintă în condiții foarte bune și el. Să vedem însă ce va fi în joc, fiindcă, să nu uităm, formația gazdă are de recuperat totuși un gol. Ea a fost condusă cu 2-0 în meciul tur. O evoluție, a zice eu, sub așteptări, având în vedere faptul că echipa din Cărbunești ar avea cel puțin pe hârtie un plus de experiență. Vedem însă ce se va întâmpla în această după-amiază aici la Cărbunești. Interesant este faptul că ambele formații care și-au asigurat dreptul la barajul de promovare au terminat doar la două puncte distanță de urmăritoarele lor. Gilortul de ACS Știința Turceni la Liga 4 de Gorj, iar Strehaia la două puncte de Viitorul Șimian în Liga 4 din Mehedinți. Deci, așa cum spuneam mai devreme, o luptă grea s-a dat acolo, o luptă echilibrată de-a lungul campionatului. După câte am înțeles, formația oaspete de astăzi, Strehaia, are o singură înfrângere contabilizat oficial în sezonul recent încheiat și aceea printr-o neprezentare. În vreme ce formația gazdă de astăzi, Gilotul Târgu Cărbunești, a contabilizat 4 înfrângeri, însă a pornit cu un handicap destul de mare la sfârșitul primei părți a campionatului, a trebuit să recupereze, bine, și sub fondul unei alte fețe a echipei. Au venit multe întăriri în iarnă care au asigurat un plus de valoare formației din Cărbunești. Au recuperat puncte prețioase și până la urmă s-au instalat în fruntea clasamentului. Totuși au tremurat până în ultima etapă pentru a-și asigura dreptul la promovare. Ce să vă mai spunem despre formația din Târgu Cărbunești? Ea practic, dacă ar promova la sfârșitul acestei partide, ar fi la 14 ani distanță de o prezență în Liga 3-a. Ea a mai fost prezentă în al treilea eșalon fotbalistic a României, sezonul 2005-2006, la finalul acelui campionat a terminat pe locul 12 și a retrogradat în Liga 4-a, ne amintim. Și să nu uităm că, cel puțin la capitolul baraj de promovare, formația din Cărbunești are pe hârtie un bilanț negativ. În 2014, 2015 și 2016, formația din Cărbunești a pierdut toate cele trei manșe de baraj,
mai întâi pentru Liga 4, mai întâi în fața formației Minerul Mehedinț, Cetate Deva și apoi FC Helmerstadt. Helmerstadt, echipă care până la urmă a ajuns în Liga 1 și care și a susținut acum două săptămâni barajul de pentru rămânerea în Liga 1. Deci să sperăm că se va schimba puțin norocul atunci când vine vorba despre barajele, de rezultatele barajelor de promovare pentru echipa din Cărbunești. Iar de această dată în fața celor de la CS Strehaia va reuși să își treacă în cont a doua promovare. Da, jocul a început cu formația oaspete în posesie, încearcă deja un pressing destul de avansat gazele de astăzi. Gilotu se recuperează balonul, o pasă în adâncime, însă reține fără probleme goalkeeperul oaspeților, Cosmin Noană, care a avut o evoluție destul de bună în partida tur. Reamintim, formația din Mehedin s-a impus la limită 2-1 după ce a condus cu scorul de 2-0. Și apropo de personajul care vi spuneam mai devreme despre goalkeeperul Cosmin Noană, acesta este chiar din Gorj, este polițist. Revenim însă la joc, un duel acolo pentru balon, mingea a ajuns la formația oaspete, s-a degajat balonul, se încearcă acum o contră pe partea dreaptă, acolo să vedem ce va aduce această fază. Încearcă să se replieze și a reușit acolo, intercepție, pas în față către Meliță, să vedem un șut blocat acolo, o tentativă de șut a lui Andrei Meliță, de fapt cred că este principala armă ofensivă a formației din Cărbunești, golgheterul formației Gilortu, care și-a încercat de această dată norocul de la distanță, însă șutul acesta a fost blocat, o centrare înaltă în careu, o reluare acolo cu capul, însă fără niciun fel de probleme pentru golkeeperul Cosmin Noană. Chiar Andrei Meliță a fost cel care a reluat la lovitura de colț de mai devreme. Avramescu a încercat o degajare lungă. Recuperat între timp, balonul a revenit la Avramescu, mută jocul pe partea dreaptă. Almăjeanu se întoarce foarte frumos, încearcă să-și găsească un coechipier de marcat, un pas acolo în adâncime către Meliță. S-a fluierat însă... A fluierat centralul Cătălin Buș. Iar balonul aparține formației din Strehaia. Reamintim, centralul acestei partide este din Liga 1. Să vedem cum vor reacționa cele două echipe la stilul de arbitraj al unui arbitru de Liga 1, având în vedere faptul că la eșalonele inferioare se joacă un cu tot altfel de fotbal. Se pică foarte ușor, contactele sunt cu totul altfel. A protejat mingea, un pas înapoi acolo, s-a încercat un pas din prima a lui Buzurin. Însă, fără niciun fel de adresă, a reținut fără probleme Cosmin Noană, golkeeperul formației din Strehaia. Un pressing acolo exercitat de Meliță, care îl obligă pe golkeeperul oaspeților să degajeze până la urmă. Nu este nimic, a recuperat foarte bine jucătorul Gilortului. Și-a prelungit însă mingea, acum este faul, da. Intrare neregulamentară acolo, prin alunecare. Jucătorul din Strehaia acuză o ușoară accidentare. Sunt convins însă că nu e vorba de nimic serios. Aceasta se și ridică de altfel. Se pregătește să execute această lovitură liberă Valeriu Topală. O face destul de lung în partea dreaptă. Se descurcă pentru moment defensiva gazdă.
Avramescu se uită după un coechipier de marcat, un pas pe exterior, un dreapta acolo, însă mingea nu a mai ajuns la Darius Salmăjeanu. Repunere de la margine pentru Gil Ortu Târgu Cărbunești. Da, centralul Cătălin Buș indică faptul că posesia va aparține de această dată formației oaspete. Para nu se complica deloc și din defensiva celor de la Sârhaia. Degajează foarte ușor și nu se complică. Între timp, Gil Ortu a intrat în posesia balonului. E clar, caută să marcheze un gol, măcar în prima repriză, pentru a schimba puțin datele problemei. Având în vedere că în retur au pierdut cu 2-1 la Sârhaia. Cere! Da, după ce vedem deocamdată, tactica oaspeților pare să fie una destul de simplă, să țină cât mai mult de minge și să țină balonul cât mai departe de partea lor, însă deocamdată se mulțumesc doar să se apere. Câștigă Melița acolo un balon destul de important, să vedem dacă își va găsi un coechipier de marcat. O centrare blocată, însă balonul revine la golgheterul Gilortului, un șut acolo al lui Avramescu din prima. Să apreciem totuși intenția fostului jucător de la Pandurii, care a încercat să-l surprindă pe Cosmin Noană cu un șut de la distanță din prima, însă din păcate balonul expediat de jucătorul gojean a trecut departe de buturile porții celor din Sârhaia. Repunere de la margine pentru campioana Mehedințului. Încet, încet, tribunele deja s-au umplut aici la stadionul din Cărbunești. Ba, sunt destui oameni și pe margine, văd. Protejează foarte bine acolo balonul Câstoiu, Monel. Mingea a revenit la Avramescu. Așteaptă să iasă puțin din defensivă formația gazdă. O pasă imprecisă acolo și au recuperat jucătorii din Sârhaia. Foul, da. O intrare din spate. Cred că va fi doar avertizat verbal jucătorul Gil Ortului. Probabil la a doua bate va primi și un avertisment ceva mai galben. Așadar, lovitură liberă pentru CS Sârhaia. Se descurcă pentru moment defensiva Gil Ortului. O devire pe spate a lui Meliță. Foul și cartonaș galben, da. Își depăsise acolo adversarul foarte bine Darius Almăjeanu și a fost oprit. Cartonaș galben pentru jucătorul din defensiva celor de la Sârhaia. E vorba de Gheorghe Simulescu, dacă nu mă înșel, cel care a primit avertismentul de mai devreme. Așadar, primul cartonaș galben al acestei partide este arătat în dreptul formației oaspete. Simulescu de la oaspeți a fost cel care l-a primit. Să vedem ce va anunța această fază fixă. Un șut periculos acolo, direct pe poartă. O execuție foarte bună a lui Adrian Codin, care l-a pus serios la încercare pe golkeeperul Cosmin Noană. Dacă era ceva mai bine plasat, nu-l vedeam bine pe golkeeperul oaspeților.
Totuși, pentru mai multă siguranță, portarul din Strehaia devia balonul peste poartă. O execuție destul de slabă din corner și o lumânare aproape de cer. Execuție defectoasă a jucătorului de la Gilortul de mai devreme. Au de poartă pentru formația din Strehaia. Da, asistăm practic la prima ocazie de gol. Am asistat ceva mai devreme la prima ocazie de gol a partidei, trecută în contul celor de la Gilortul Târgu Cărbunești. Să vedem acum același Darius Armăjean, pare să fie cel mai periculos om al formației gazdă. Încearcă totuși să păstreze posesia Gilortul, să construiască. Formația oaspete este cu tot efectivul în propria jumătate de teren. Un balon acolo în adâncime, un fault în atac. Vede foarte bine acolo Cătălin Buș și dictează lovitură liberă pentru CS Strehaia. E clar, trebuie să marcheze un gol măcar în prima repriză Gilortul pentru a avea un avantaj de moral pe finalul partidei. Pentru că pe măsură ce va trece timpul, lucrurile vor fi din ce în ce mai grele. O ținere acolo discretă, însă centralul Cătălin Buș din Râmnicu Vâlcea indică faptul că jocul poate continua. A încercat acolo să obțină lovitura de la 11 metri Andrei Meliță, însă nu l-a convins și pe centralul Cătălin Buș, care l-a rugat pe jucătorul de la Gilortul să se ridice, ceea ce s-a și întâmplat. La mai mult s-a dictat fault în atac. Centralul partidei a apreciat că a fost vorba de un fault în atac al lui Meliță. Acesta probabil că și-a ținut adversarul și a forțat o cădere în careu. Da, între timp balonul a revenit în propria jumătate de teren a celor de la Strehaia. Meliță se întoarce. O pasă bună înapoi către Avramescu. Șut al lui Avramescu, însă pe lângă poarta apărată de Cosmin Nuană. Iată de deja două ocazii de notat pentru formația din Cărbunești. Spuneam la începutul acestei transmisii, formația gazdă de astăzi, cel puțin pe hârtie, pare a avea experiența de partea sa. Să vedem însă ce se va întâmpla la sfârșitul celor 90 de minute de joc din întâlnirea de astăzi. Pentru că va mai conta foarte mult și capitolul pregătire fizică. Evident, în funcție și de cum va decurge scorul. E clar că un gol înscris pentru Gilortul în prima parte ar schimba puțin datele problemei. Deocamdată însă trebuie să alege după un gol. Arbitru face semn ca jocul să continue. O centrare acolo, s-a descurcat foarte bine jucătorul din Strehaia, respins cu capul. Rămân în pressing jucătorii din Strehaia, care încearcă să iasă acum din apărare. Un tackling acolo. Este sancționată mai mult intrarea și fault pentru formația din Mehedinț. Da, până acum n-a arătat mare lucru formația vizitatoare. O echipă care clar încearcă să păstreze acel avantaj minim înregistrat în partida tur. Reamintim scor 2-1 pentru CS Strehaia în fața celor de la Gilortul Târgu Cărbunești. Da, o nouă lansare în adâncime. Sunt totuși într-o ușoară criză de idei jucătorii de la Gilortul. E adevărat, deja formația vizitatoare se apără puțin supranumeric, de multe ori cu tot efectivul. O pasă interesantă acolo la Meliță, a pierdut însă balonul, nu l-a controlat. Nu este offside. Armăjeanu trece acolo, jocul poate continua.
Să vedem, centrarea este blocat, balonul și lovitură de colț. Aștepta acolo în centrul careului singur Sigurel Adrian Codin. Și ceartă pe coechipierul său că nu l-a văzut. Între timp, jocul este puțin întrerupt pentru că un jucător de la Strehaia este căzut pe gazon. A acuzat un foul la faza de mai devreme. Însă tușierul de pe acea parte a făcut semn ca jocul să continue. Acum vom asista la un corner care va fi executat de Codin. Pe jos, din păcate, o altă execuție nereușită a Gilortului din fazele fixe. Da, aud de la margine pentru Strehaia. Sau să vedem dacă se va dicta și lovitura liberă. Da, este lovitura liberă. Evident că nu se grăbesc jucătorii formației oaspete de astăzi. Nu fac decât să câștige secunde în plus, până și această lovitură liberă a fost trimisă direct în aut. Posesia a revenit însă la Gilortul, care încearcă să construiască din propria jumătate de teren. O pasă în centru acolo către Manuel Căstoiu, mingea rămâne în centrul terenului. S-a încercat o combinație cu Meliță. Denis Dumitru a pierdut însă balonul. A revenit între timp mingea la formația din Cărbunești. O pasă neglijentă acolo. Și iată un contraatac al celor din Strehaia. O pasă în centru care nu se prea întâmplă nici la juniori. O greșeală destul de mare a jucătorului de la Gilortu. Practic a fost o lansare pentru adversarul său. Lovitură liberă între timp pentru Strehaia. Valeriu Topală se pregătește să execute înalt în careu. A reluat acolo cu capul jucătorul din Strehaia, însă a fost pe fază portarul Eduard Novabilski. Între timp, golkeeperul Gilortului a fost faultat. Acuză o ușoară lovitură acolo, un contact, la contactul de mai devreme. Jocul este deocamdată întrerupt. Am intrat deja în a doua jumătate a primei repize aici la Gilortul. În continuare 0-0 Gilortul Târgu Bunești și CS Strehaia în ruda secundă a barajului de promovare pentru Liga a 3-a. Reamintind, se întâlnesc campioanele Gorjului și campioana Mehedințului. Își reau din nou atacurile cei de la Gilortul. Un fault acolo a lăsat foarte bine avantaj Cătălin Buș. Parcă lipsește totuși ultima pasă pentru Gilortul. Fault discret acolo. A fost faultat Darius Almăjanu. Codin deja a restat balonul. Va încerca probabil o execuție directă sau un șut centrare. Să vedem însă ce va aduce această fază fixă. La scorul de 0-0. Doar patru jucători de la Gilortul în care o avers, din nou se preferă o execuție pe jos. A scos măcar un corner fotbalistul de la Gilortul. Remarcă însă că și media de înălțime a defensivei din Strehaia este una destul de bună. O fi și ăsta un motiv pentru care nu încearcă decât execuții pe jos din fazele fixe. Vedem însă dacă mă va contrazice acum jucătorul de la Gilortul. Iată, execuție înaltă, dar aproape la fel de defectoasă. Ajunge însă până la urmă Meliță, însă nu reușește să salveze mingea.
Este au de poartă pentru Strehaia. Ca multe faze fixe irosite de echipa gazdă, tratate cu foarte mare lezeritate. Și curios, pentru că o echipă cu o experiență superioară, cum este cea agilor, ar trebui să speculeze fazele fixe, cel puțin teoretic. Un fault acolo indică centralul Cătălin Buș. Evident că și jucătorii din Strehaia trag de timp cu orice ocazie. E clar, deocamdată ei sunt în avantaj la general cu 2-1. Așa că orice moment mort de joc îi avantajează. Executată lovitura liberă direct în, spre careul Gilordului. Pericul este îndepărtat deocamdată. Iată o pasă neglijentă de care putea profita acolo Meliță. Încearcă din nou pressing, foul, da? A faultat acolo, e adevărat, Darius Almăjanu. Un fault menit a tăia tentativa de contraatac a celor de la Strehaia. Tribenta execută. Încearcă să-și găsească un coechipier demarcat în partea dreaptă. Balonul rămâne însă în posesia celor din Strehaia. Încerca să schimbe jocul pe partea stângă. Rămâne în controlul balonului Costel Pontu. Balon recuperat între timp de Gilortul, care pe măsură ce timpul va trece, e clar că lucrurile se vor complica în tentativa de a marca măcar un prim gol pe tabelă. Fault acolo și cartonaș galben, o intrare cam energică, cel puțin, să nu spunem prostească acolo a jucătorului din Strehaia. Unii dintre jucătorii oaspeți încearcă să protesteze, însă n-au niciun fel de șansă în fața unui arbitru de Liga I, cum este Cătălin Buș. E clar că intervenția a fost una de galben, nu avea cum să intre în halul ăla. Și cred că a existat și ceva contact, chiar dacă jucătorul din Cărbunes s-a ferit la pilit puțin, cum se spune. Se ridică până la urmă jucătorul din Cărbunești după ce a primit o porție de chelen. Iată al doilea cartonaș galben încasat de formația oaspete, care dacă nu marchează măcar își trece în cont ceva reușită la capitolul cartonașe galbene. Totul se recunoaște, deocamdată este în avantaj pe tabelă, la general, conduce cu 2-1. Revenind la joc, încearcă acolo o acțiune individuală jucătorul Gilortului, mută balonul pe partea dreaptă. Buzurin a recentrat, este îndepărtat pentru moment balonul, revine în posesie Cod. O centrare acolo, a protejat Meriță. Venise și Darius Almăjanu, însă a pierdut prin planul și balonul a ajuns în propria jumătate de teren a celor de la Gilortu. Avramescu nou încearcă o pasă în adâncime. Almăjan este deocamdată blocat și aude la margine pentru formația din Cărbunești. Se repune destul de repede Cârstoiu. Combina acolo cu Codin. A încercat o combinație mai departe cu Alex Buzurin. A repus Codin la margine.
Meliță era destul de departe de minge, n-avea cum să vină acolo. Rămân însă în jumătatea adversă de teren. Un alt jucător acum de la Strehaia este căzut pe gazon. Acuză o lovitură la șold, dacă nu mă înșel. Se solicită din nou intervenția asistenței medicale. Da, rămân totuși la concepția că s-a jucat mai puțin fotbal în această primă repriză. Mai multe întrerupere de joc. E adevărat, nici ocazii n-au fost. Decât două la număr, să spunem. Un șut al lui Codin, care l-a evidențiat pe goalkeeperul oaspeților Cosmin Noană. Iar a doua ocazie, să spunem, un șut de la distanță al lui Avramescu, însă trecut pe lângă poarta goalkeeperului din Strehaia. Acum va fi însă minge de arbitru. Mă normal, balonul ar trebui să revină în posesia Gilortului. Da, în mod sportiv, balonul este trimis formației gazdă, care își reia pozițiile ofensive și încearcă să construiască din propria jumătate de teren. Pasă acolo către Almăjeanu, n-a putut controla însă balonul și este aut de poartă pentru CS Strehaia, campioana Mehedințului, așadar își păstrează avantajul luat încă din Mașatur. Iar aici la Târgul Cărbunești, în fața Gilortului, se află la egalitate în manșareturi. Balon către Meliță, mi se pare deja prea izolat atacantul formației Gilortul. De prea puține mingi a beneficiat până acum. Faul, da, un faul discret acolo, văzut însă de centralul Cătălin Buș. Lovitură liberă pentru formația mehedințeană. Pasă foarte bună acolo. Să vedem însă finalizarea, însă nu a avut cu cine. A încercat un șut direct noarul oaspeților Andrei Enea. Să consemnăm totuși și o ocazie în care ar trebui trecută în dreptul oaspeților la faza de mai devreme. 2 la 1 așadar, la ocazii. Ne apropiem de finalul primei părți a întâlnirii. În continuare 0 la 0 aici la Cărbunești între Gilortul și Strehaia. Pasă foarte bună acolo, să vedem finalizarea. Extraordinară ocazie, extraordinară ocazie de gol. Păcat de frumusețea acestei faze. Darius Almăjeanu a făcut toată faza, a centrat însă pe linia porții, venind din spate. Denis Dumitru, cred că s-a aflat acolo, nu a reușit să introducă balonul în poartă și scorul rămâne 0 la 0. Așadar, cea mai mare ocazie de gol am consemnat-o la faza de mai devreme. Însă, ceea ce contează e doar ce e scris pe tabelă, deocamdată este 0 la 0. O mare oportunitate de a marca pentru Gilortul, irosită totuși. Fază la care golkeeperul oaspeților Cosmin Noană chiar nu mai avea ce să facă. Era total depășit. Nu este nimic. Da, se și ridică de altfel foarte repede jucătorul din Strehaia. O tentativă de contraatac acum a oaspeților. Nu, n-au arătat nimic. Cel puțin în această primă repriză nu au contat în atac oaspeții întâlnirii de astăzi. E adevărat, nici Gilortul nu arăta prea multe velențe ofensive, dacă ne uităm măcar la numărul de ocazii de gol. Mă rog, între timp s-a recuperat balonul. Avramescu a încercat acolo o lansare în adâncime, partea stângă, să vedem ce va aduce această fază. Nici măcar corner, un simplu au de poartă. A protejat acolo foarte bine balonul
fundașul central al formației din Strehaia. Și au de poartă pentru campioana Mehedințului, care în aceste momente este încurajată de inimoasa galerie venită din Strehaia. Circa 200 de suporteri din Mehedinți veniți la ora acestei partide cu mai multe autobuze. Revenind la joc, au de la margine pentru Gilortu. S-a executat între timp. Parcă au început să iasă puțin în pressing jucătorii oaspeți. Și da, uite, creează ceva emoții lui Novabilski. Și da, ocazie destul de importantă acum pentru formația din Strehaia. Andrei Mătușoiu, chiar capitanul formației oaspete, s-a aflat acolo la finalizare. Cred că a greșit acolo și Novabilski. Acesta a fost pus în dificultate și a degajat greșit. Mingea a fost interceptată între timp și se putea solda cu un gol. În fine, rămâne 0-0. Parcă s-a mai întețit puțin jocul. Totuși două ocazii de gol în câteva minute spune ceva. Să sperăm că ritmul jocului va crește odată cu desfășurarea acestei partide. Reamintim formația gazdă de astăzi. Gilortul trebuie să marcheze neapărat pentru a spera la promovarea în Liga 3-a. Iată o combinație destul de bună. A încercat mai departe să întoarcă Darius Almăjan către Meliță. S-a recuperat între timp balonul. Să vedem acum o nouă combinație la limita careului. Întoarce din nou un adversar. Parcă prea multe fente acolo la Denis Dumitru. Tot de bine că au început să se apropie mai des de poarta oaspeților jucătorii de la Gilortu, care au recuperat din nou balonul doar pentru moment. Revine în Sava Armescu, să vedem pătrunderea acestuia, o pas acolo la marginea careului către Almăjean, se întoarce Almăjeanul, este faultat, se lasă avantaj. Fault, da, acum s-a ferat până la urmă. Avramescu încearcă, simulează de fapt o execuție rapidă. Cătălin Cocioabă se pregătește să execute această lovitură liberă. Este stângaci, să vedem dacă va încerca o execuție direct pe poartă sau va centra. Deocamdată se încearcă păstrarea distanței regulamentare a zidului. Patru jucători de la Gilortu văd în acest moment, 5 chiar, în careul oaspeților. Periculoasă. Minge deviată în corner. Dacă era deviată pe poartă, nu vedeam bine pe Cosmin Noana, goalkeeperul oaspeților. Unde e Mirel? Mirel unde e? Lovitură de colț, din nou, înaltă. A sărit acolo Codin. N-a avut nicio șansă. A recuperat între timp jucătorul din Cărbunești. Și se dictează acolo un hands. Balon șutat în mâna jucătorului de la Strehaia. Iar centralul Cătălin Buș din Vâlcea a dictat lovitură liberă pentru Gilortu. Distanța asta este una cam mare. Circa 27-28 de metri. Că va fi o nouă centrare. Exact așa se și întâmplă din nou la cap. S-a dezlucat până acum bine, destul de bine defensiva oaspeților, cel puțin la fazele aeriene. Rămân în posesie cei de la Gilortu. Avramescu a un pas să fie deposedat. Combinația acolo cu Cristoiu a respins încă o dată defensiva Strehai. Balonul a revenit la Avramescu.
mută în dreapta către Cocioabă. Balonul șutat însă de jucătorul Gilortului. Avramescu este reținut însă fără niciun fel de probleme de Cosmin Noană. Ne apropiem de finalul primei părți a întâlnirii. În continuare 0-0 aici la Cărbunești între Gilortu și CS Strehaia. Codin, să vedem, protejează foarte bine balonul. A pierdut însă jucătorul Gilortului. Au recuperat între timp jucătorul echipei gazdă, care încearcă să rămână jumătatea adversă de teren. O pasă greșită. Și iată, pasă în mijlocul terenului. Se încearcă acum un contraatac care s-a sfârșit din fașă. Balon pierdut la fel de repede de Oaspeți. Punctează totuși la capitolul posesie cei de la Gilortu. Să vedem când vor puncta și pe tabela de marcaj. Da, efectiv toată formația din Strehaia este în propria jumătate de teren. Încearcă acolo un pressing de întâmpinare în dreptul centrului terenului prin doi jucători. În rest, toți așezați pe poziții defensive. Și Meliță, destul de izolată, a primit acum o pază, a trebuit să paseze înapoi. Oh! Intervenție foarte bună acum. Cred că s-a întors faza înapoi. Și un cartonaș galben. Cred că cel amonestat este Denis Dumitru. Pentru faza de mai devreme, lăsase în prima fază avantaj, însă nu a profitat formația Oaspete. S-a întors faza și se dictează lovitură liberă pentru CS Strehaia. Și un cartonaș galben, spuneam, pentru Denis Dumitru. A respins cel puțin pentru moment defensiva Gilortului. Balonul a revenit însă la Oaspeți doar pentru puțin timp. Să vedem dacă vor încerca un contraatac prin Alex Avramescu. Codin n-are cu cine, obține doar fault. Joc destul de lent. Joc destul de lent și nu-i vorba nici de o oră în care căldura să fie principalul inamic al celor două echipe. Un jucător de la Gilortu este căzut pe gazon, acuză o lovitură acolo. Este chiar Andrei Meliță. Acesta acuză că a fost, acuză faptul că a fost lovit cu cotul de un adversar. Nu a văzut însă nimeni. Nici tușierul de pe această parte, nici centralul. S-au încins puține spirite, dar trebuie să recunoaștem că asta nu e decât în avantajul echipei Oaspete, care nu face decât să fragmenteze jocul. În fine, să vedem dacă totuși Meliță se va ridica până la urmă. Se întâmplă acest lucru. Se uită doar urât, îl caută cu privirea pe cel care crede că i-a aplicat o corecție fizică. Este, da, minge de arbitru, așa era și normal. Balonul va reveni în posesia Gilortului.
totul cu regulă, nu? Parcă nu mai au nici prea mult suflu cei de la Cărbunești pe acest final de primă repriză. Încearcă să ne contrazică în aceste momente, relându-și contraatacul. Pozițional însă un șut din prima acolo, o execuție destul de bună a lui Alex Buzurin, însă din păcate pentru acesta balonul a trecut pe lângă poarta lui Noană și scorul rămâne 0-0. Puține momente până la finalul primei părți din această partidă. Aici la Cărbunești, Gilortul și Strehaia se află la egalitate 0-0 în manșa retură a barajului pentru o promovare în Liga 3-a. Reamintim, în prima manșă campioana Mehedințului s-a impus cu scorul de 2-1. Se încearcă acum un nou contraatac al Gilortului. Jocul poate continua, indică centralul Cătălin Buș, nu a fost nimic. Da, și un alt jucător din Strehaia este căzut pe jos și se vaită de mama focului. Ai zice că dacă e să ne luăm după jucători, după unii dintre jucători, că e un fel de key one pe teren, însă nici vorba de așa ceva. N-a văzut nimeni, cel puțin cei care contează, adică arbitri acestei întâlniri. Este totuși invitat jucătorul din Strehaia să se ducă la margine. Vorba de Andrei Enea, cel care a invocat și el o lovitură. În fine, timpul trece clar în favoarea oaspeților. Așteptăm reluarea jocului. Au de la margine pentru... Ba nu, este lovitură liberă pentru Strehaia. O execuție lungă către careul Gilortului. Avramescu încearcă o lansare pe spate. Acum să-l vedem pe Meliță. A încercat să câștige acolo prin planul. S-a descurcat însă foarte bine adversarul său. Și iată acum posesie pentru Strehaia, care a încercat un contraatac. Iasă însă foarte bine la limita careului de 16 metri Eduard Novabilski și repune echipa în joc. Parcă și publicul a început să fie puțin mai animat acum. Încearcă să-și mai încurajeze favoriții. O frumoasă preluare acolo a lui Darius Almăjeanu. Balon câștigat printr-o contră. Un șut, Codin a fost foarte aproape de a deschide scorul. A doua execuție de la semidistanța jucătorului de la Gilortu. Însă, din păcate pentru el, balonul trece din nou pe lângă poarta apărată de Cosmin Noană. Da, au fost câteva execuții în forță, execuții bune, însă balonul nu a poposit și în poarta lui Cosmin Noană, golkeeperul Strehaiei. Avramescu acum. Din nou pasă lungă în adâncime pe partea dreaptă la Darius Almăjeanu. Acesta ajunge balonul. Vine Codin acolo la combinație. Un călcăi acolo cam pretențios. Măjeanu din nou către Codin. Centrare. Da. Cam greu de dat de acolo. N-au reușit ei de la 16 metri, dar aminte de la 35. A încercat Monel Cristoiu o execuție. Și prilej pentru galeria oaspete se iasă acum la rampă. Nu știu dacă chiar a salutat execuția jucătorului de la Gilortul de mai devreme.
Au de la margine pentru Gilortun. Vabinski este presat acum, reușește să scoată balonul și să indică lovitura liberă. Un atac acolo periculos al jucătorului de la Strehaia. Lovitura liberă pentru Gilortu este executată între timp. Una dintre ultimele șanse ale acestei prime reprize pentru Gilortu de a marca măcar o dată pe tabelă. Reamintim la acest scor, formația din Mehedinți este deja în Liga a 3-a. Mai sunt însă 45 de minute și ceva. Să vedem ce va aduce partea secundă a partidei. Cearcă și ceva posesie acum oaspeții din Strehaia. A venit acolo Avramescu și a acordat au de la margine. S-a mutat puțin în jumătatea adversă oaspeții. Probabil încearcă să țină mingea cât mai departe de propria poartă. Doar pentru puțin timp însă, pentru că au recuperat cei de la Gilortu, un fault. Da, dacă am înțeles-o bine, e vorba doar de 3 minute de prelungire, deși se putea dicta la fel de ușor și 10, la câte întrerupere au fost. Să vedem dacă va avea resurse Gilortul să marcheze măcar un gol pe acest final de primă repriză. O cursă solitară acolo a lui Denis Dumitru. O pasă acolo către Darius Almăjeanu. Nu este nimic. A făcut semn și tușierul foarte aproape de fază. De pe partea dreaptă de acolo. Să vedem dacă vor încerca o contră. Nu. A recuperat foarte bine. Da, este fault. Până la urmă este fault. Și profită din nou la orice contact, la orice fault, să poposească cât mai mult pe gazon. Pentru a fi sigur că cel puțin după prima repriză vor pleca la cabine cu un 0-0 jucătorii din Strehaia. Nu este nimic. Nici vorbă de fault, nu. Andrei a invocat un fault inexistent acolo. A picat pur și simplu. Fundașul Gilortului i-a luat fața. Iar acum este aul de la margine pentru Strehaia. Parcă s-au mai echilibrat puțin forțele în ultimele minute. Codin. A încercat să strecoare acolo printre picioarele adversarului balon. A recuperat însă jucătorul din Mehedinți. O fază periculoasă. Revine însă acolo din spate Bogdan Dolcescu și salvează echipa. Punct final totuși pentru primele 45 de minute aici la Cărbunești. Gilortu se află la egalitate 0-0 cu CSS Strehaia în manșa secundă a barajului pentru promovare în Liga a 3-a. Așteptăm cu nerăbdare partea secundă să vedem dacă Gilortu va avea puterea să marcheze măcar o dată și să schimbe destinele promovării. Revenim în circa 15 minute. Până atunci, rămâneți alături de Accent TV. Da, am revenit în transmisie directă de aici, de la Cărbunești, cu partea secundă a partidei, contând pentru barajul de promovare în Liga 3-a dintre Gilortu, Târgu Cărbunești și CSS Strehaia. După o primă repriză, rezultatul este alb, 0-0. Reamintim, în partida tur, campioana Mehedințului s-a impus cu scorul de 2-1. Așadar, un singur gol, evident, fără să mai primească niciunul, ar
echivala cu promovarea formației gorjene. În prima repriză am consemnat câteva ocazii de gol pentru echipa gazdă de astăzi, neconcretizase însă pe tabela de marcaj. Așa că așteptăm în repriza secundă ca lucrurile să se miște într-o sigură direcție, adică formația din Cărbunești să atace ceva mai susținut. Ea trebuie să marcheze neapărat, așa cum spuneam ceva mai devreme. În primele 45 de minute, formația oaspete s-a mulțumit să se apere. A încercat o dată sau de două ori pe contraatac să replice ceva mai tăios, însă nu au pus prea multe probleme lui Eduard Novabilski. Iată, deja s-a instalat în jumătatea adversă de teren Gilortu. Nu se sizez nicio schimbare în cele două tabere până în acest moment, așadar Strehaia a rămas cu același efectiv format din Noan, Mocârcioiu, Gomoi, Triventea, Șotea, Șimulescu, Mătușoiu, Topal, Balaci, Pontu și Enea. Iar de partea cealaltă, la Gilortul, Novabilski, Buzurin, Dolcescu, Dăianu, Cocioabă, Avramescu, Cârstoiu, Almăjeanu, Dumitru, Codin și Meliță. Cele două formații sunt antrenate la Strehaia de Mircea Danciu, iar la Cărbunești de Octavian Iordache. Reamintind, se întâlnesc astăzi în manșa secundă a barajului pentru promovare campioana Gorjului și campioana județului Mehedinți. Mai sunt 45 de minute în care sperăm să vedem și ceva goluri. Deocamdată asistăm la o lovitură liberă pentru Gilortul Turgu Cărbunești în echipament alb și albastru. Văd 6 jucători acolo de la gazdă în careul advers. O centrare înaltă în careu, destul de periculos, a executat această lovitură liberă. Avramescu a fost cel care a executat mai devreme. Iată-o încă o lansare în adâncime. Fault în atac. O intrare acolo periculoasă. Să vă reamintesc și brigada de arbitri, una destul de, să spunem, destul de cotată. Doi arbitri de Liga 2 și unul de Liga 1, e vorba de Buș Cătălin din Râmnicu Vâlcea la centru. A asistat la cele două tușe de Lucian Tănase din Pitești și Răzvan Tudor din Craiova. Observatorul partidei este Teodor Biriș, iar observatorul de arbitri este apreciatul Aron Huzu, fostul arbitru cu ecuson FIFA. Iasă fără probleme Eduard Novabilski și reține balonul. Așadar, după 14 ani de absență în Liga 3, Gilortul are șansa să ajungă din nou în al treilea eșalon fotbalistic al României. Dacă, bineînțeles, va câștiga la un scor convenabil aici la Cărbunești, în fața celor de la CS Strehaia. Un 1-0 ar fi suficient. Să vedem însă ce va fi. Centrare acolo, să vedem, mingea depășește, l-a depășit pe Denis Dumitru și un fault acolo, fault în atac. Evident că în partea secundă gazdele vor încerca să forțeze, să vedem însă dacă vor avea și resursele fizice necesare pentru a înscrie măcar o dată. Fault. L-a ciupit acolo Avramescu pe adversarul său direct.
fostul jucător de la Pandurii, care evoluează acum pentru Gilortu Târgu Cărbunești. Mai este de fapt în formația din Cărbunești un fost jucător de la Pandurii, Florin Popete, este el astăzi pe banca de rezerve. A evoluat doar în partida tur. Nu este nimic acolo. Și aud de la margine pentru Gilortu. Așa cum vă spuneam și în prima repriză, două galerii destul de inimoase. Avantaj evident pentru gazde. Însă prezența numeroasă a publicului aici la stadion, 800 de spectatori, aproape de 1000 dacă e să-i luăm și, și pe cei care stau la marginea terenului și n-au luat loc în tribună. O acțiune solitară a lui Avramescu, încheiată cu un șut al fostului jucător de la Pandurii pe lângă poarta apărată de Cosmin Noană. Totodată, Gilortu încearcă astăzi să spargă și seria de bilanțuri negative înregistrate în 2014, 2015 și 2016, când formația din Cărbunești a disputat mai puțin de 3 baraje de promovare consecutive pentru Liga a 3-a, dar a pierdut de fiecare dată, mai întâi în fața celor de la Mineru Mehedinți, apoi în fața celor de la Cetatea Deavă și apoi în fața celor de la FC Hermannstadt, actuala formație din Liga 1. Deocamdată jocul este întrerupt, un fault dictat acolo de centralul Cătălin Buș. Lovitură liberă pentru CS Strehaia. A recuperat acolo foarte bine Andrei Mătușoiu. Și au de poartă pentru Gilortu. A, nu, se indică chiar o lovitură liberă, executată destul de repede. Încep să se grăbească fotbaliștii de la Gilortu, care încearcă să construiască. Au avut o posesie covârșitoare în primele 45 de minute, prea puțin însă concretizată și la îndreptul ocazilor de gol. Doar 2-3 ocazii de gol mai serioase. Fault acolo. Intervenția lui Avramescu este apreciată ca fiind una neregulamentară și lovitură liberă pentru Strehaia. Parcă au mulțit și suporterii echipei gazde. Cei care domină fondul sonor în aceste momente sunt oaspeții din Strehaia. La acest scor, reamintim, formația din Mehedinți este promovată în Liga a 3-a. Să vedem ce va aduce această fază, o centrare la marginea careului. A încercat acolo să întoarcă balonul atacantul din Strehaia, Andrei Ienea. Au recuperat cei de la Gilortu, care încearcă acum declanșarea unui contraatac. Balonul rămâne în poziția Gilortului. Meliță o centrare acolo și intervenție foarte bună a fundașului Ionuț Tribentea, cel care a reușit să trimită cu capul balonul în corner. Iată o primă acțiune importantă pentru Gilortul în această parte secundă. O prezență mai numeroasă acum în careul mehedințenilor. Să vedem ce va aduce această fază fixă. În prima repriză, cred că au avut 7-8 faze fixe consecutive. N-a reușit să profite din niciuna jucătorii echipei gazde. Să sperăm că acest lucru se va schimba acum. Centrare înaltă în careu. Reluare acolo cu capul, Meliță și gol! Iată, marchează chiar golgheterul formației din Cărbunești. Se vede stilul de jucător care marchează constant.
Cine altul decât Meliță putea să spargă gheața pentru formația gorjeană? Și de acum încolo datele problemei se vor schimba radical. Oaspeții vor trebui să iasă la joc, nu așa cum a făcut-o până timp de 50 de minute, când doar s-au mulțumit să se apere, să apere un avantaj fragil, și acela înregistrat în partida tur, 2-1. La acest scor însă formația gorjeană este calificată, este practic promovată. Mai este totuși mult până la finalul partidei. Să vedem care va fi reacția campioanei din Mehedinț. Da, s-a trezit la viață și galeria Gilortului, care sărbătorește în aceste momente golul favoriților. Meliță reușește să marcheze printr-un șut foarte bine plasat de la marginea careului, care l-a lăsat fără replică pe Cosmin Noană, golkeeperul din Strehaia, care a avut o evoluție foarte, foarte apreciată în partida tur. Și jocul este deocamdată întrerupt acolo. Câteva incidente la margine. Banu este unul dintre jucătorii din Strehaia căruia îi se acordă ajutor medical. Fault. În mod normal, acest scor Gilortul a trebuit să profite la maxim. Este și echipa mai experimentată și echipa care are avantajul pe tabelă. Nova Bischi către jucătorii săi din defensivă, Avramescu acum. O pasă foarte bună a lui Avramescu acolo în dreapta, în stânga către Costel, către Darius Salmojan, ce scuze. O fază ce s-a anunțat periculoasă și nu este corner, am impresia că e doar aul de la margine pentru Gilortu. Până și crainicul stadionului îndeamnă suporterii locali să-și încurajeze mai mult favoriții să profite de acest moment mai bun din joc. Vom asista la o lovitură de colț acum pentru Gilortu. Se duc cei mai înalți oameni ai formației gorjene în careul medițenilor. Direct pe portar s-a respins într-o primă fază și autorul primului gol, Andrei Meliț, a încercat o reluare din prima cu exteriorul balonul la fost însă departe de buturile porții lui Cosmin Noană. Deci o nouă ocazie totuși destul de importantă pentru Gilortu, care pare să stăpânească în aceste momente jocul. Mute din nou în partea stângă Avramescu. Cociabă. Din nou combinație cu Avramescu. Mingea îi revine lui Cociabă. Almășeanu. Frumos, frumos. A încercat acolo să șuteze Adrian Codin. A mai avut două execuții periculoase în prima parte. Una dintre acestea a prins cadrul porții, punându-l în reală dificultate pe golkeeperul Cosmin Noană. Acum un fault, lovitură liberă pentru Strehaia. Echipa care este nevoită să iasă la joc, reamintind la 1-0 scorul indicat în acest moment pe tabela de marcaj. La acest scor, Gilortul este promovat în Liga a 3-a. Avramescu, să vedem, îl găsește foarte bine acolo pe Almăjeanu. Contraatac 3 contra 2 contra 3 de fapt. Intră în unghi, să vedem dacă va găsi continuarea. Se întoarce și îl găsește doar pe Avramescu, care ține de minge. Almăjeanu din nou, fault. Da. Indică și Cătălin Buș.
arbitrul de primă ligă din Râmnicu Vâlcea. Jocul este întrerupt. Unul dintre jucătorii din Strehaia cere permisiunea centralului să intre. S-a acordat ceva îngrijiri medicale. Probabil vrea să verifice dacă jucătorul nu este în pericol. I s-a pus un bandaj pe cap fotbalistului de la Strehaia. Cred că nu este totuși vorba de nimic grav, având în vedere că jucătorul din Mehedinț a decis să continue jocul, adică să reintre în teren. Între timp, Avramescu va încerca să... Ba nu, Codin se pregătește să execute această lovitură liberă. Patru jucători de la Gilotul la limita careului, înalt în careu, gol! Iată, reușește dintr-o fază fixă să marcheze. Și mă tem că marcatorul golului s-a accidentat. Dacă nu mă înșel, s-a lovit cu capul de bară. Cert este că jocul s-a întrerupt acum. Original modul de a sărbători marcarea unui gol pentru jucătorul, din păcate pentru jucătorul de la Gilortu. Da, iată, 2-0 pentru Gilortul și pare că misiunea formației gorjene devine una din ce în ce mai ușoară pe timp ce trece. Așadar, totuși rezultat care n-ar schimba prea mult datele problemei dacă formația din Mehedinț a reușit să marcheze odată. Practic s-ar consemna același rezultat înregistrat în manșatur. Nu-i văd însă pe cei din Mehedinț să pună probleme Gilortului, care mai mult acum pare echipa cea mai periculoasă. O lansare în adâncime. Să vedem dacă a ajuns această minge. A ajuns totuși șeptarul gorjenilor, Avramescu acum. Pasă înapoi către Cătălin Cocioabă. Și un fault acolo și un nou cartonaș galben. Un nou cartonaș galben, o intrare de galben, clar. Fault căruia i-a căzut victimă Darius Salmăjeanu. Da, se pare că autorul golului este chiar Florin Popete, cel care a intrat în partea secundă, în teren. Iată, fostul Pandur reușește. Wow, ce execuție! Și faza nu s-a terminat încă! Reflex însă de senzația lui Cosmin Noană la faza de mai devreme. Fac deja și spectacol cei de la Gilortu. La scorul de 2-0, păstrează însă proporțiile scorului golkeeperul Cosmin Noană. Revenind la autorul golului 2, Florin Popete este marcatorul
care a dus diferența la 2 goluri pentru Gilortu Târgu Cărbunești. S-au descătușat în partea secundă, am putea spune, gorjenii. Prin golurile marcate de Meliță și Florin Popete. Florin Popete, care a ajuns deja la o vârstă destul de înaintată, 41 de ani, dacă nu mă înșel. Faul, totuși. Codin a recuperat balonul pentru neregulamentar, pentru procedeul neregulamentar. Cel puțin așa a decis centralul Cătălin Buș. Cum încearcă să construiască oaspeții. Evident, este 2-0 pentru Gilortu. Și încearcă măcar un gol pentru a schimba datele problemei. Reamintim, în partida tur, campioana Mehedințului s-a impus la limită cu scorul de 2-1. Acum este 2-0 pentru Gilortu Târgu Cărbunești. Meliță este căzut pe gazon și în cele din urmă balonul este trimis în afara terenului de joc. Acuză o contractură jucătorul de la Gilortu. Este ajutat de coechipierul său, Darius Almăjeanu. Da, cred că va poposi totuși până la marginea terenului Meliță. Au de la margine pentru Gilortu Târgu Cărbunești. Oaspeții deja s-au așezat în jumătatea adversă de teren. Încearcă un pressing acum. Evident că nu mai are nimic de pierdut. Codin încearcă o degajare mai degrabă, în niciun caz lansare. Par să accepte totuși dominarea cei de la Gilortu și probabil vor încerca să mizeze mai mult pe contraatac în timpul care a mai rămas de jucat din această partidă. Evident că scorul înregistrat pe tabelă le convine. Au recuperat între timp gorjenii. Ramescu se întoarce. Îl găsește foarte bine pe Codin. Să vedem, este liber în stânga. Almăjeanu preferă Codin, o acțiune solitară. Era și demarcat între timp și autorul primului gol, Andrei Meliță. A încercat o acțiune personală Codin și pericolul a trecut la poarta lui Noană. Între timp au recuperat mehedințenii. Da, pentru mai multă siguranță degajează balonul acolo jucătorul de la Gilortu. Șansa acum de contraatac pentru Almăjeanu, pierde însă în fața jucătorului de la Strehaia. Codin din nou, balonul revine la acesta, o pasă și o lansare în dreapta. Foarte frumos arată această acțiune de contraatac. Popete, către Almăjeanu, vine acolo din spate jucătorul oaspeților și reușește să respingă cu capul.
Da, evident că spațiile se vor mări acum în defensiva oaspeților, iar Gilortul are toate șansele să mai puncteze cel puțin o dată. Spre deosebire de prima parte a întâlnirii, când formația oaspete doar s-a mulțumit să se apere supraaglomerat. Respinge Cosmin Noană această centrare. Nu este nimic, jocul poate continua. Șansă de contraatac pentru Strehaia. Liber în partea dreaptă doiarul Mehedințean a primit în cele din urmă balonul. Un șut al fotbalistului de la Strehaia. Rămâne deocamdată 2-0 pentru Gilortul în disputa din manșa secundă cu CS Strehaia. Reamintind la acest scor, formația din Cărbunești este promovată în Liga 3-a. Să vedem, Meliță nu ajunge, a respins acolo foarte bine fundașul advers. Avramescu. Înapoi Măjanu. Păstrează controlul balonului. Din nou Avramescu. Către nimeni totuși această minge. Poate Florin Popete, când avea o vârstă mai tânără, poate încerca să ajungă la această minge. O bâlbă acolo a mehedințenilor. În cele din urmă se dictează lovitură liberă pentru CS Strehaia. S-a executat destul de repede. S-a descurcat acolo foarte bine în defensivă Alex Buzurin și a trimis în aut de la margine. Centrare spre careul Gilortului. Mingea a revenit, un șut acolo de la mare distanță. Costinel Șota, cred că și-a încercat norocul la fază de mai devreme. Acum nu se mai grăbesc deloc cei de la Girortu. Nici nu o face nici golkeeperul Eduard Novabilski. A degajat în cele din urmă portarul Girortului. Meliță încearcă să urmărească această minge. Niciun fel însă de problemă pentru Noană, care degajează la rândul lui. Un luft acolo, noroc că adversarul său nu a profitat. Rămân totuși în pressing jucătorii din Strehaia. Coceabă încearcă să-și găsească un coechipier, o face. Meliță a trecut pe sub balon însă. O lumânare acolo. Fault în atac, da. Aceasta este și părerea centralului Cătălin Buș. Ceva spirit încins acolo. Bine, e adevărat că și Bogdan Dolcescu încearcă să exagereze puțin după intervenția adversarului său de mai devreme. Este evident faptul că mai trage puțin de timp pentru echipa sa. Gilortu se află în avantaj, conduce cu două goluri pe tabelă. Ceva discuție acolo între un jucător de la Strehaia și centralul Cătălin Buș. Până la urmă îl potolește foarte repede arbitrul din prima ligă. Angajament pentru Meliță. Venise și Almăjean acolo pentru eventual reluarea lui de vire pe spate a lui Meliță. Doar au de la margine pentru Gilortu.
Nu este nimic. Melița a încercat să obțină acolo un faul. Nu l-a impresionat însă pe Buș. Respinge fără niciun fel de problemă Radu Deianu. Mingea a revenit însă posesia celor de la Strehaia. Bubuie acolo încă o dată o minge Alex Buzurin. Avramescu încearcă un pressing și reușește într-o primă fază să câștige duelul cu adversarul său. Meliță încearcă și el să îl preseze pe goalkeeperul Cosmin Noană. N-a reușit. Totuși par să accepte dominarea mehedințenilor, cei de la Gilurtu. Acum cei care încearcă să desfacă apărarea adversă sunt cei din Strehaia. După ce mai mult de jumătate din meci s-au chinuit gorjenii, centralul face semn ca jocul să continuă o fază de contraatac. Acum Almăjeanu nu are însă prin planul, revine însă. Pericolul este de îndepărtat totuși de defensiva mehedințenilor. Și acum un balon de urmărire la care se descurcă foarte bine Cătălin Cocioabă, a trimis pentru mai multă siguranță în margine. S-a repus însă foarte repede. Rămâne în atac și obține o lovitură liberă aproape de marginea terenului. Faultat acolo Cătălin Cocioabă, chiar sub privirea tușierului de pe acea parte, Răzvan Toader. Să vedem ce jucător vor aduce în careul gorjean cei din Strehaia. Deocamdată Zid din doi jucători alcătuit pentru cei de la Gilurtu, Avramescu și Almăjeanu. Totuși o fază periculoasă. Centrare în careu s-a respins pentru moment. Contră din care este câștigător jucătorul Gilurtului și scapă singur cu portarul Banu. Este offside. Este offside. N-a stat bine la offside Meliță și s-ar putea să primească și un cartonaș galben acum pentru gestul său nesportiv. Da. A marcat și un gol, a primit și un cartonaș galben Andrei Meliță. Dacă mai avea puțin răbdare, s-ar putea să nu fi fost offside. Dar în schimb a fugit puțin ca mai devreme la faza de mai dinainte. Da, putea deveni o oportunitate destul de mare pentru a duce scorul la 3-0. Avramescu recuperează încă o dată balonul. Meliță acum combină cu fostul pantaur. Almăjeanu caută jucător în dreapta, vine Florin Popete. Să vedem acum șuta lui Popete, însă în brațele lui Cosmin Noană. Ce bine a venit acolo din spate și a șutat jucătorul de la Gilurtu. Cred că Monel Cristoiu a fost în centrul fazei de mai devreme. Fault acum pentru Gilurtu. Almăjeanu a fost faultat. Execută Radu Deianu. Face din nou direct pe Meliță. A respins însă defensiva mehedințeană. Avantaj acolo la intervenția de mai devreme a lui Avramescu și iată acum un hands văzut de centralul Cătălin Buș. Lovitură liberă pentru CS Strehaia și Avramescu primește cartonaș galben pentru intervenția de mai devreme. Nu a scăpat fostul pandur de avertisment.
distanță totuși destul de mare de poarta lui Cosmin Noană. Circa 30 de metri distanță. Să vedem însă ce va aduce această fază fixă. Execuție în forță, un șut însă care trece peste poarta apărată de Eduard Novabilski. Rămâne la 2-0, rezultat la care Gilortul Târgu Cărbunești este promovat în Liga a 3-a. Reamintim goluri marcate de Andrei Meliță și de Florin Popete în partea secundă a partidei. După ce la pauză rezultatul a fost 0-0. Un nou fault de joc. Cert este că pericolul rămâne la poarta lui Novabilski. Chiar nu mai au nimic de pierdut cei din Strehaia. Așa că încearcă cu ultimele forțe să reușească măcar un gol. Gol care iar readuce în cărțile promovării. O execuție însă care trece pe lângă poarta lui Novabilski. Greu, greu să dea gol de la distanța aceea și mai ales și din unghi. Da, vom intra în ultimul sfert de oră acestei partide. În continuare, aici la Cărbunești, Gilortul conduce pe Strehaia cu 2-0. Și o schimbare acum pentru formația gazdă. Iasă autorul golului de pe teren, Andrei Meliță. Și intră Andrei Mihăilescu. S-a părut fault la această fază, da, indică și în centralul Cătălin Buș. Să vedem ce resurse fizice vor mai avea oaspeții întâlnirii de astăzi. Deocamdată Gilortul rezistă destul de bine în defensivă, de câteva minute bune. Jocul poate continua, Florin Popete, să vedem o pasă foarte bună, însă noul intrat Andrei Mihăilescu irosește o foarte bună oportunitate de a marca, încerca să reia din prima, însă a făcut-o destul de defectuos peste poarta apărată de Cosmin Noană. Iată o altă ocazie de gol pentru Gilortu, să nu-i costă la un moment dat. Nu este nimic. Da, este indirectă, corect. Abitul nu ferase. Jocul este întrerupt acum, fiindcă este un patrupet pe teren, care nu se grăbește nici el, evident, să iasă. Și nimeni nu se grăbește să-l scoate de pe teren. Iată, au venit dinamoviștii și pe la Cărbunești, da. Până la urmă, este puțin speriat respectivul câine. Ajunge la marginea terenului, iasă din incita stadionului și jocul poate continua. A executat Radu Dean. Codin. Da, nu și-a atins adversarul, însă pentru intrarea sa a fost sancționat cu avertisment. Cartonaș galben, iată, și pentru Codin.
Da, lovitură liberă, un fault acolo în săritură. A faultat Bogdan Dolcescu. L-a împins puțin, cred că l-a și lovit puțin pe Alex Balaci. Lovitură liberă pentru Strehaia. Se execută scurt. Preferă o nouă centrare în careu și iată, este offside, da? Este offside. O ieșire acolo hazardată mi s-a părut a lui Eduard Novabischi. O ieșire kamikaze, aș putea spune, la limita careului de 6 metri. Însă adversarul său a fost, găsit în poziție neregulamentară, adică offside. Jocul este deocamdată întrerupt. Prilej bun pentru jucătorii de la Girotu să se mai hidrateze, unii dintre ei, și să-și mai tragă puțin răsuflarea. Mai au de îndurat câteva minute și dacă rezultatul va rămâne așa, vor promova în Liga a treia, spărgând astfel ghinionul din, trei sezoane consecutive, 2014, 2015 și 2016, când au ajuns de fiecare la baraj, dar l-au pierdut în mod succesiv. Spuneam ceva mai devreme. De data asta se pare că va fi cu noroc. Iar formația din Cărbunești va fi prezentă din nou în al treilea eșalon fotbalistic al României. Da, jocul poate continua acum. Novabischi are stamingea și va executa această lovitură liberă. Pasă care l-a căutat pe Almăjeanu, din nou mingea către Almăjeanu, să vedem, ocazie importantă, respinge cu piciorul șutul lui Almăjeanu, golkeeperul Noană, iată o nouă ocazie clară de a duce scorul la 3-0. Parcă se joacă cu ocazele în aceste momente Gilortu, sper să nu-i coste, așa cum spunea și mai devreme, și iată o lansare la decime, nu este offside. Să vedem dacă mai are resurse fizice jucătorul din Strehaia. Nu a mai avut și a îndepărtat pericolul Bogdan Dolcescu. Se așează din nou pe poziții ceva mai solide în defensivă. Pierd însă foarte repede balonul Mehedițenii. Încearcă să țină cât pot de mult de balon cei de la Gilortu. O pasă acolo în adâncime către Almăjeanu. Face adversarul fault, da, și cartonaș galben. A scos maxim de la această fază jucătorul de bandă al celor de la Gilortu. Și lovitură liberă, și cartonaș galben, și timp câștigat. Validat. O fază de cascadorii râsului, dar până la urmă este gol. Este 3-0. Da, iată, ne-a reușit să marcheze din situații clare. O fac acum cei de la Gilortu și deja meciul este terminat. Putem spune cu siguranță că meciul este terminat. Este 3-0 și se pot gândi deja la sezonul următor al Ligii a treia. 5 minute de prelungire, dacă mi se pare mie, arată centralul Cătălin Buș pentru această partidă. Deci au mai rămas doar 5 minute de jucat din întâlnirea dintre Gilortu și Strehaia. 3-0 așadar pentru formația gorjeană, care și asigură și teoretic și practic promovarea în Liga a treia. Almăjeanu
Cred că cel mai bun jucător mi s-a părut Almojeanu în această partidă. O lansare în stânga către Avramescu. Iată, s-au inversat puțin rolurile. O pătrundere a lui Avramescu și să vedem, am crezut că va dicta lovitură de la 11 metri, însă primește un cartonaș galben pentru simulare fostul jucător de la Pandurii. Eu zic totuși că a fost o față jumate-jumate în care se putea acorda și la fel de ușor și penaltii, dar la fel de ușor și cartonaș galben. Este al doilea cartonaș pe care îl vede însă Avramescu și este eliminat pentru cumulul de cartonașe galbene. Este aplaudat totuși fostul jucător de la Pandurii pentru prestația de astăzi. Da, s-a văzut într-adevăr în această partidă experiența lui Alexandru Avramescu, capitanul echipei Gilortul. Ei, a terminat puțin mai devreme, cu două minute, a terminat puțin mai devreme partida față de colegii săi. Oaspeții încearcă și ei măcar golul de onoare la 3-0. Greșesc însă foarte repede. Mihăilescu pasează înapoi cu Codin. Din nou Mihăilescu pierd, însă nu se înțeleg cei doi. A îndepărtat balonul. Almojeanu insistă pentru această minge. Au de la margine pentru CSE Strehaia. Codin deja abia mai abia poate să mai meargă pe teren. Clar, experimentatul jucător trecut și prin Liga 1. Și vârsta și surplusul de greutate și efortul depus astăzi își pun amprenta. Rămâne însă în teren. Probabil este ultima fază acestei partide, această lovitură liberă pentru Strehaia. Se apără acum cu tot efectivul, într-adevăr, Gilortul. Opsai. Foarte bună ieșirea la opsai a gorjenilor. Și este surprins acolo în poziție neregulamentară jucătorul mehedințean. Se pregătește o ultimă schimbare în tabăra echipei gazdă. Nicușor Manole vrea să intre acum pe teren, să vedem pe cine îl va înlocui. Da, cel înlocuit este Radu Dăianu. Și adar ultima schimbare din această partidă. Dăianu părăsește și el terenul în aplauzele galeriei din Cărbunești. Și este salutat cum se cuvine. Acesta sărbătorește deja cu galeria promovarea Gilortului. Au de la margine pentru Strehaia. Recuperează acolo Florin Popete. Este faultat, însă se lasă foarte bine avantaj. Și punct final, trebuia să mai acorde acum un cartonaș galben pentru faza de mai devreme, nu se mai întâmplă. Centralul Cătălin Buș hotărăște să pună punct acestei partide. Așadar, Gilortul Târgu Cărbunești reușește să învingă cu 3-0 pe Strehaia și altfel cu un scol la general de 4-2. Reușește calificarea în reușește va promovarea în Liga 3. Prilej de bucurie evident pentru localnicii din Cărbunești.
care deja sărbătoresc alături de favoriților. Ne bucurăm însă că Accent TV a fost alături de dumneavoastră pentru a vă oferi acest eveniment. Până la urmă, fericit pentru Gorjeni, care au din nou o echipă în Liga 3-a, după ce sezonul trecut a fost jurovinar. A fost echipă internațional Bălești, îmi cer scuze. Cam acestea fiind spuse, ne luăm la revedere de aici, de la Cărbunești. Alin Peptan vă urează o seară frumoasă și sper să ne întâlnim foarte curând din nou cu lumea sportului și mai ales lumea fotbalului. La revedere!